Festivalul internațional Naila on Art, care debutează astăzi, ține o lună de zile până pe 15 iunie. Ediția a 10-a a Festivalului Internațional Leonard. O ediție jubiliară, o ediție festivă, cu invitați de marcă, invitați de prestigiu din toată lumea, pentru că este ediție internațională, este festival internațional. Am reușit să invităm nume de pe marile scene ale Europei. Gălățenii vor avea de unde alege. Vor fi prezenți pe scena Teatrului Gălățean artiști de renume mondial din țară și din străinătate. Și genurile vor fi extrem de diverse în acest an, de la operă la jazz sau balet. Una dintre producțiile la care artiștii gălățeni lucrează foarte mult este Silvia lui Emery Kalman, care va avea premiera sâmbătă 8 iunie. Silvia, un spectacol liric, dar și comic în același timp, în care îmbinăm, așa cum se întâmplă de obște în operetă, îmbinăm arta lirică cu arta teatrală, lucrăm, suntem în focurile creației, cel puțin în momentul ăsta, din punct de vedere actoricesc, urmând ca după amiază să trecem și la partea muzicală. Nu astăzi am început repetițiile, ci cu o săptămână în urmă împreună cu maestrul Mihăilescu, iar de luni dânsul se va reîntoarce aici și vom procede cu toate forțele din nou la treabă. În acest an se pune un accent deosebit pe artiștii în formare. Sâmbătă aceștia vor fi prezentați publicului în cadrul Galei Tinerelor Talente sub îndrumarea sopranei Leontina Ciobanu-Văduva, fica îndrăgitei Maria Ciobanu. Astăzi, soprana a repetat timp de mai multe ore cu tinerii gălățeni. Deja data trecută, când am fost la Festivalul Leonard, am remarcat mai multe talente tinere și i-am spus domnului director Niță, cred că am putea să facem poate într-o zi un master. Și el a luat-o de bună ideea și atunci m-a sunat nu de mult și mi-a spus: Leontina, ți-ar face plăcere, uite, avem niște tineri care încep să facă progrese din ce în ce mai multe și ar avea nevoie de un sprijin suplimentar, așa, de câteva idei. Și am acceptat și am venit cu mare, mare, mare plăcere. Și cine știe, poate că în viitor se va face și un concurs de canto. Nu se știe niciodată, pentru că este un nume de rezonanță, Leonard. Și teatru muzical din Galați, sunt convinsă că pe firmamentul românesc are ceva de spus. În această seară, de la ora 19, are loc deschiderea în prezența oficialităților locale, urmată de concertul Primăvara Simfonic al lui Tudor Gheorghe.